fără praf, fără gropi, mai multă siguranță, condiții mai bune în trafic. Așa este acum Comuna Unțeni, unde utilajele aștern asfalt pe cele mai circulate căi de acces. Drumul Comunal 29 Burlești-Unțeni și Drumul Național 29 Mănăstireni au beneficiat de lucrări de modernizare datorită proiectelor depuse de primarul Constantin Paladi, care își dorește condiții mai bune de trai pentru locuitorii pe care îi reprezintă și care l-au ales. Modernizarea realizată în două etape a costat 1,28 de milioane de lei, bani alocați de Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Dezvoltare Locală. În ultimii 4 ani am asfaltat o lungime de 15 km prin Programul Național de Dezvoltare Locală 1 și 2, în valoare totală de 150 de miliarde. Acest drum comunal face legătura între satele comunei Unțeni, Burlești, Soroceni, Burla, Unțeni și Mănăstireni. La această lucrare s-au făcut, se vor face și șanțurile, dalate, rigole și accese la toți cetățenii comunii. Despre drumurile sătești, anual le reprofilăm și le împrospătăm cu piatră pentru o circulație mai bună. În această perioadă se toarnă asfalt și se amenajează șanțuri, rigole, podețe și dale carosabile pe ultimii 12,5 km de drum. Investiția se derulează prin Programul Național de Dezvoltare Locală, implementat de PSD cu susținerea senatorului Doina Federovici. O administrație de succes aici, în Comuna Unțeni. Domnul primar, alături de Consiliul Local, alături de noi parlamentarii, a implementat programe de succes pentru locuitorii acestei comunități. Iată că astăzi 15 km din drumul comunal sunt asfaltate, școlile sunt modernizate, dispensarul medical de asemenea și domnia sa a ținut cont în toate demersurile pe care le-a întreprins de doleanțele locuitorilor de aici din zonă. Pornim la un nou drum cu aceleași fapte, pentru că doar faptele vorbesc pentru această comunitate. Am sprijinit și voi sprijini locuitorii din Unțeni. Tocmai de aceea le spunem încă o dată că cei peste 3,5 milioane de euro investiți aici aduc un plus de valoare comunității. În perioada următoare, din viitoarea calitate de președinte a Consiliului Județean, voi susține în egală măsură primăriile de pe raza județului. Siguranță pentru un trai mai bun înseamnă să fii alături de toate comunitățile locale. Înseamnă ca prin prisma funcției pe care o deții să sprijini primarii de pe raza județului și nu numai. În paralel, celelalte drumuri sătești sunt supuse procesului de întreținere și reabilitare prin reprofilare și împietruire, pentru care au fost alocate până acum 160.000 de lei. În agenda primarului Constantin Paladi se regăsește și asfaltarea drumurilor sătești Mănăstireni, Unțeni și Burlești. O altă prioritate a edilului este aducțiunea de gaz metan. Primăria a alocat 135.000 de lei pentru realizarea studiilor de fezabilitate pentru înființarea rețelei de distribuție gaze naturale în Comuna Unțeni și satele componente, Unțeni, Mănăstireni, Burla, Soroceni și Burlești. Avantajată de distanța mică față de municipiul reședință de județ de numai 14 km, comuna poate beneficia de această investiție care va încuraja agenții economici să dezvolte afaceri în zonă, iar cele peste 1300 de gospodării se vor putea acorda pentru a beneficia de gazul care aduce o parte din confortul urban și gospodăriilor de la țară.